Domnul Adrian Vasilescu, consultant de strategie al Băncii Naționale a României. Bună ziua, domnule Vasilescu, vă mulțumim pentru prezența la interviurile PS News. Bună ziua, cu plăcere. O să încep cu o întrebare care stă pe buzele tuturor în ultimul timp. Având în vedere recentele evoluții din Grecia, dar și riscul ca situația să se agraveze din nou, domnul guvernator Mugur Isărescu a dat de înțeles că nu vom intra în zona euro mai devreme de anul 2025. În același context, dumneavoastră, ce credeți? Cam când se va produce aderarea? Îi sunt suficienți României 10 ani pentru a se putea pregăti? În primul rând, având în vedere că ceea ce spune guvernatorul este ascultat de multe lume și preluat, aș vrea să fac o precizare. Niciodată n-a pronunțat nici 2025, nici 2020, nici altă. De câte ori a fost nevoit să facă, să dea o indicație precisă cu privire la viitor, a spus la orizontul anilor 2019-2020. Acum, de ce nu 2019? Cred că tehnic nu este posibil. Tehnic pentru că sunt niște reguli în drumul ăsta spre zona euro, ca pe orice alt drum, unde sunt reguli de mers. În primul rând, pe parcursul ăsta există o anticameră, care trebuie străbătută în 2 ani. Pe urmă, după ce se străbate anticamera asta în 2 ani, există anul de evaluare. Evaluarea se face întotdeauna un an înainte de intrare și în luna mai. Așa că, matematic, oricum am calculat, nu putem să trecem și prin anticameră și să fim evaluați în luna mai și să intrăm la 1 ianuarie 2019 în zona euro. Așa ceva este imposibil din punct de vedere matematic și tehnic. Și atunci guvernatorul s-a ferit să spună vreodată. Eu cred că, dar asta e un punct de vedere personal, poate că ar fi bine să nu punem afiș. Intrăm la data cu tare. Din două motive. În primul rând, nu știu cum vom face să trecem examenul la o anumită dată. În al doilea rând, mai e un lucru foarte important, și anume, și zona euro trebuie să-și pună ordine în casă. Și noi trebuie să ne punem și zona euro și celelalte țări care nu sunt încă în zona euro, dar sunt în Uniunea Europeană. Cert este că, potrivit statutului Uniunii Europene, este o obligație intrarea noastră în zona euro. Cine a intrat în Uniunea Europeană e obligat să facă pasul mai departe în euroarea, cu unele excepții. Există o excepție pentru Marea Britanie, există o excepție pentru Danemarca și Suedia are un referendum unde s-a spus nu. Probabil că vor trebui să refacă referendumul. Paradoxal este faptul că și Marea Britanie și Danemarca și Suedia îndeplinesc întru totul condițiile de aderare. Îndeplinesc și criteriile nominale și criteriile de convergență reală. Noi îndeplinim și noi ceva. Criteriile de convergență nominală, iată, le îndeplinim acum pe toate. Dacă ne întoarcem puțin în urmă, la începutul sau în ultimul an de dinaintea crizei, 2008, prin primăvara anului îndeplineam două criterii, la sfârșitul anului 2008 nu mai îndeplineam niciun. Pentru că unul dintre criterii pe care le îndeplineam la începutul anului, nu mai îndeplineam la sfârșitul anului și mă refer în special la deficitul bugetar. Deficitul bugetar, stăteam bine cu el sub 3%, care este maxima, plafonul maxim care poate fi admis și
la sfârșitul anului, pe fondul încă al creșterii economice, ne-am trezit cu un deficit bugetar de 5,4. Mult. Acum, îndeplinim întru totul criteriile de convergență nominală, adică inflația, deficitul bugetar, datoria publică, dobânda, cursul valutar sau piața valutară, toate astea le îndeplinim. Și atunci ce nu îndeplinim încă? Convergența, criteriile de convergență reală. Aici am făcut totuși pași înainte. În primul rând, avem creștere economică. Ritmul de creștere economică este la această oră cel mai rapid din Europa. Ritmul de recuperare a deficitului, să-i spun așa, a diferenței între pe coloana privind PIB-ul pe locuitor la paritatea standard, la putere de cumpărare. Este un criteriu foarte important. Și aici, acum câțiva ani, 3 ani, eram la 32% față de media Uniunii Europene. Acum un an eram la aproape de 50%, acum suntem peste 50%. Iată că înaintăm aici, problema este că încă locul între cele 28 de țări, la acest capitol, paritatea standard la putere de cumpărare, avem PIB pe locuitor, suntem pe locul 27. În spatele nostru sunt doar bulgari. Avem șanse să depășim câteva țări, una, două, poate trei, în viitorii ani. Avem șanse. Asta nu înseamnă că o să și depășim. Dar fiind șansă, fiind posibilitate, poate că ne ajută Dumnezeu și chiar trecem câteva locuri și atunci criteriul de convergență reală va fi și el asigurat. Au apărut unele zvonuri privind posibile fuziuni ale unor bănci în Grecia. Ce perspective vedeți pentru instituțiile elene de credit în această situație și ce efecte vor produce eventualele fuziuni asupra băncilor românești cu capital grecesc? În primul rând, nu e vorba numai despre zvonuri. Despre fuziuni se discute de câțiva ani. Chiar au fost și luate decizii care au fost pe urmă anulate. Încă nu știm ce se va întâmpla. Cred că zguduirea din aceste zile întârzie ceva fuziunile care erau anunțate, pregătite. Așa că nu știm dacă vor mai fi, când vor mai fi și ce se va întâmpla. Cred că în privința asta nici nu este corect să facem previziuni, pentru că prioritățile grecilor la această oră sunt cu totul altele. Cum vedeți legea confiscării depozitelor negarantate pentru salvarea băncilor cu probleme, așa numită lege bail-in adoptată de Guvernul României la 1 iulie? A fost necesară intervenția în forța Comisiei Europene în acest demers? Mă refer la procedura de impeachment declanșată împotriva României. Dar, în primul rând, procedura nu s-a declanșat. O întârziere este, într-adevăr, pe rol. O lege nu am avut la 1 iulie. Legea este în pregătire. Se discută, se lucrează la guvern. Există o directivă europeană care deja presează asupra noastră și directiva asta trebuie, bineînțeles, cu amenajările de rigoare, cu asezonările necesare, ea va fi cam întocmai preluată directiva europeană într-o lege în care se pregătește. Nu pot să spun exact astăzi când va fi această lege, dar ideea este următoarea. În caz că, aici apare această condiție, în caz că se prăbușește vreo bancă sau prin fond de investiții, că legea este pentru bănci, adică pentru instituții de credit și pentru fonduri de investiții. Deci vreo bancă sau vreun fond de investiții, atunci investitorii sunt primii chemați, investitorii și creditorii sunt primii chemați la
acoperirea pagubelor. Având în vedere că există lege, lege bătută în cuie, pentru depunătorii în bănci cu depozite per persoană, per bancă, până la 100.000 de euro, de ei nu se poate agăța nimeni. E lege, fondul de garantare este pregătit pentru orice eventualitate. Din punctul meu de vedere, nu există niciun pericol și nu este în fața noastră niciun fel de eventualitate, dar legea trebuie să o avem, celelalte pregătiri sunt gata, asta mai trebuie să avem legea asta, și în condițiile în care nu se... fondurile care vor fi alocate nu vor ajunge pentru acoperirea tuturor pagubelor, atunci depunătorii cu depozite de peste 100.000 de euro, este posibil, nu e sigur, dar este posibil să devină acționari. Și atunci rămân la prima expresie, deci acționare sunt, pentru că devin întâi acționari și până în calitate de acționari contribuie la acoperirea pagubei, dar cu diferența de la 100.000 de euro în sus, pentru că până la 100.000 de euro nici de banii lor nu se poate atinge nimeni. Miercuri, domnul guvernator Mugur Pisărescu a atras atenția că noile coduri, cel fiscal și cel de procedură fiscală, ar putea altera echilibrele macroeconomice, iar consecințele lor în timp ar putea eclipsa dezvoltarea pe termen lung. La ce credeți că s-a referit domnul guvernator? În primul rând, o să fac o subliniere care este foarte importantă. Vă rog. Și anume, în statutul Băncii Naționale, în legile care reglementează activitatea Băncii Naționale, sunt prevederi pe care Banca Națională le respectă cu sfințenie în litera lor și în spiritul lor. Din acest punct de vedere, Banca Națională a României este decisă să respecte o condiție, și anume nu face arbitraj între instituțiile statului. Banca Națională nu are nici măcar inițiativă legislativă. Din acest punct de vedere, ea își respectă statutul, instituția noastră, statutul de consultant tehnic al autorităților statului, al președinției, al guvernului. Este și o vorbă la Banca Națională, noi colaborăm cu președintele pe care îl dă țara și cu guvernul pe care îl dă țara. Din acest punct de vedere, dacă luați cuvântarea de miercuri a guvernatorului, cuvânt cu cuvânt, nu o să găsiți această expresie, codul fiscal sau codul de procedură fiscală. Dacă guvernatorul s-ar fi referit la aceste două instituții, înseamnă că și-ar fi încălcat statutul. Și nu s-a referit. A spus altceva. A spus că România a ajuns la un succes chiar, și anume macrostabilitatea care este asigurată cu trudă, cu eforturi mari și ajunsă aici, trebuie să avem grijă că macrostabilitatea obținută nu este dată pentru totdeauna, o putem pierde foarte ușor, aici este ca gloria, se câștigă greu, se pierde într-o clipă. Deci macrostabilitatea trebuie să ținem așa cu dinții de ea, să o apărăm, și că trebuie apărată. Și a avut și o expresie care este chiar interesantă, că avem două realități aici. Baza, această macrostabilitate asigurată, și vârfurile. Deci avem baza acum, de la bază trebuie să ascensionăm spre vârfuri. Vârfurile fiind un management performant, inovație, productivitate, eficiență, competitivitate, toate cuvintele astea sunt acolo puse la locul lor în cuvântarea guvernatorului, în așa fel încât să asigurăm visul oricărei țări, bunăstare. Pentru că baza nu lucrează prea mult pentru bunăstarea țării. Numai vârfurile duc acolo. Și dacă avem baza, s-o păzim,
E o vorbă din străbunii din secolul al XIX-lea, v-am dat teatru, păziți-l, pe urmă a fost, v-am dat bancă, păziți-o. E acum se poate spune, avem baza să o păzim. Și mai departe să urcăm pe scările care duc spre vârfuri ca să asigure, să asigure această țară și bunăstarea mult răvnită. Schimbăm puțin registrul. Aș vrea să vă întreb cum sunt afectați românii de faptul că dolarul se menține de aproximativ 5 luni deasupra limitei, deasupra limitei de 4 lei, pragul psihologic de 4 lei. Să clarificăm un lucru. Pe piața noastră valutară avem o singură referință, euro. Lupta leului, leul este în cursă cu euro. Atât și nimic mai mult. Toate celelalte valute din lista noastră de prețuri valutare. Că în fiecare zi, la prânz, Banca Națională face un calcul și scoate o listă de cursuri. Un singur curs din această listă, și anume leu-euro, este stabilit la confruntare, la luptă. Restul, celelalte cursuri, ies dintr-un calcul, un calcul încrucișat, așa numit cross, și francul elvețian, și dolarul canadian, și dolarul american, și coroana cehă, și forintul unguresc, și zlotul polonez, toate și leva bulgărească, toate ies din acest calcul încrucișat prin raportul euro cu celelalte valute. Aici foarte important este cursul de pe piață, dolar-euro, dar acest curs nu ne privește pe noi, cum ne privește nici și cursul franc-elvețian-euro. Sau, să rectific, m-am exprimat un pic greșit, nu că nu ne privește pe noi, ne privește că suntem atenți la ce se întâmplă, dar nu depinde de noi, niciunul dintre aceste cursuri nu depinde de noi. Numai cursul leu-euro pe care, din când în când, atunci când se produc dereglaje în acest curs, adică leul ori se apreciază excesiv, ori se depreciază excesiv, Banca Națională își asumă și dreptul și rolul de a interveni pe piață ca să echilibreze piața. Dar piața noastră este stabilă. Ăsta e un lucru care se vede cu ochiul liber. Cursul leu-euro este stabil și celelalte cursuri care fluctuează nu pentru că e ceva în neordine pe piața noastră valutară, ci pentru că e ceva în neordine pe alte piețe valutare ale lumii pe care nu le controlează Banca Națională. Dar cum afectează crizele politice, în general, cursul principalelor valute în raport cu leul? Depinde unde ne uităm. Dacă ne uităm pe piața americană, mișcările politice afectează imediat. Pe piețile mari, Franța, Marea Britanie, Germania, mișcările politice imediat afectează. În România, leul e mai, să mă exprim așa, mai nepăsător. Își vede de treaba lui și nu prea este atent la declarațiile politice, mai ales că unele declarații se și schimbă. Să spun într-un fel, mie într-un fel. Ar trebui ca leul să fie mult prea atent la ce se întâmplă pe piața politică. El devine atent numai atunci când sunt realmente mișcări serioase care pot să afecteze economia țării. Cum vedeți prezența în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a unor persoane fără studii economice și cum afectează această situație activitatea Băncii Centrale? Păi nu afectează în niciun fel, pentru că persoane fără studii economice nu sunt în Consiliul de Administrație. După mine este unul singur, domnul Olteanu, care este viceguvernator, dar are studii de drept și eu am tot studii de drept, am terminat facultatea de drept și în 5 ani de facultate am jumătate din cursuri au fost cursuri de economie. Cine iese din facultatea de drept
iese cu două specialități, că a doua este de economist vrând nevrând. În rest, dacă îi luăm așa, guvernatorul este doctor în economie și academician, primul vice este doctor în economie și profesor de monedă la Academia de Studii Economice, un alt viceguvernator, Voinea, este doctor în economie și absolvent al ASE. Deci asta este baza asta de salariație băncii, guvernatorul prin vice și doi vice. Pe urmă, e domnul Gherghina, care e doctor în economie și profesor la ASE, profesor asociat e drept, este Virgil Stoienescu, care e doctor în economie, profesor la ASE, a ieșit la pensie acum de la ASE, dar e în continuare în Consiliul nostru de administrație, doamna Nogi, profesoară de economie la Universitatea din Cluj, Doar Polteanu, care este jumătate economist, jumătate jurist. Am înțeles. Domnule Vasilescu, vă mulțumesc mult pentru prezența la interviurile PS News. Cu multă plăcere.